Bună dimineața! Bănuiesc că ploaia nu a oprit pe nimeni să vină și bine a făcut, pentru că vom participa la un moment excepțional, spun eu. Întâlnim o personalitate tânără a simțirii și implicării românești în destinele luminoase de astăzi. Cred că ceea ce vom auzi va da răspunsuri și la unele întrebări mai mult sau mai puțin retorice, aș zice, ale celor care gândesc cât de cât ce se va întâmpla cu țara noastră în viitor, în viitorul și apropiat și îndepărtat. Nu e mai puțin adevărat că ideea invitării acestei doamne vine de la domnul Arman Goșu, care, după ce a ținut conferința domniei sale aici, mi-a făcut această propunere pe care noi am îmbrățișat-o cu cea mai mare bucurie. De altfel, o să schimbăm puțin tipicul acestei dimineți. Moderarea părții a doua a acestei conferințe va fi făcută de domnul Goșu, nu de mine, pentru că dânsul știe mult mai bine toată compoziția și toate liniile de forță ale lumii noastre atât de închise în vecinătatea pe care o avem cu Federația Rusă, cu destinele Moldovei ca republică și cu destinul neamului nostru românesc în fața a ceea ce se prefigurează. Doamna Maia Sandu ne-a pus în fața unei provocări. De ce alegerile parlamentare din Republica Moldova de la începutul anului viitor sunt importante pentru România? Cred că avem toți răspuns la această întrebare, care iarăși e retorică, pentru că fără doar și poate frații noștri de dincolo de Prut, nu pot să uite că sunt parte comună a României mari, moment istoric pe care îl și sărbătorim acum, am putea spune că și îl comemorăm acum într-un anume fel, dacă ceea ce se întâmplă nu va avea un final mai bun sau un final fericit. La bază, doamna Maia Sandu este economist, un om al cifrelor, un om al analizelor și bilanțurilor economice pe care o țară și le face, care fără doar și poate sunt și rezultatul unei activități politice, a unei strategii de guvernare, a unui orizont de așteptare în ceea ce privește destinul politic și economic al unei țări. Plecând de la această competență pe care a avut-o, a pătruns în Guvernul Republicii Moldova în perioada 2012-2015 ca ministru al educației. Iată, probabil, o temă de discuție astăzi vis-a-vis și de ce se întâmplă cu educația noastră aici, în țara mamă, să zic așa, când surprizele sistemului educațional ne fragilizează atât de mult în orizontul nostru de așteptare pe vin generațiile tinere. Apoi a lucrat în spațiu, aș spune, universal, fiind implicată în activitatea Băncii Mondiale și la Washington și la Chișinău și analiza pe care a prezentat-o probabil în alegerile pe care i-au adus 47,9% din voturile electoratului din Republica Moldova pentru funcția de președinte la alegerile anterioare au revenit doamnei Maia Sandu, motiv pentru care am putea să sperăm că în februarie anul viitor va depăși 50% și s-ar putea să fim martorii
unei bucurii care începe astăzi. Mai mult decât atât, este extrem de critică vis-a-vis de ce se întâmplă astăzi și în modul în care este condusă Republica Moldova, în care guvernul Republicii este într-un permanent conflict cu președintele ales, îl suspendă de câte ori este nevoie, pentru că el n-are nici mânecă de a face cu ceea ce propune guvernul, și fără doar și poate, în spatele manevrelor de culise se află oligarhi, cum ne place să le spunem acum, implicați politic și dependenți de Moscova. Iată teme care pentru noi nu pot fi altceva decât trasee de urmărit acum în dimineața asta. Și, sigur, ultima frază pe care ne-a pus-o la dispoziție doamna Maia Sandu e o întrebare, iarăși retorică. Ce poate face România pentru ca Republica Moldova să nu piardă ultima luptă pentru democrație? Hai să vedem ce ar trebui să facem și dacă ceea ce se propune e logic și firesc, am putea să ne implicăm fiecare dintre noi în această luptă. Doamna Maia Sandu. Mulțumesc, Arine. Bună dimineața! Mai puțin, vă rog. Vă mulțumesc frumos pentru că ați venit la această discuție despre Republica Moldova. E un pic greu să vă văd fețele, dar o să încerc să deslușesc cu timpul. Astăzi Republica Moldova se află în impas. Este cea mai săracă țară din Europa. Produsul intern brut al Republicii Moldova constituie 9 miliarde de dolari SUA, în comparație cu produsul intern al României, care este de 211 miliarde de dolari. Per capita, PIB-ul în Republica Moldova este de doar 2700 de dolari, în timp ce în România PIB-ul per capita este de 10.800 de dolari. Salariul mediu pe economie în Republica Moldova este de 300 de euro și pensia medie este de 73 de euro. Aproape o treime din populația Republicii Moldova se află la munci peste hotare. Republica Moldova este în lista țărilor cu cea mai înaltă rată de depopulare. Prognozele arată că până în 2060 populația țării se va reduce cu o treime. Știu că și pentru alte țări din regiune și pentru România acești indicatori sunt mari, dar trebuie să ne amintim că populația Republicii Moldova este de sub 3,5 milioane de oameni. În Republica Moldova, în anul 2017, s-au născut cei mai puțini copii în comparație cu de la independență. S-au născut doar 33.000 de copii. De două ori mai puțin decât în anii 90. Crește ponderea oamenilor în vârstă. La începutul anului 2018, în Republica Moldova locuiau peste 600.000 de persoane în vârstă de 60 de ani și mai mult, ceea ce constituie 18% din numărul total al populației stabile, media europeană fiind de doar 13%. Creșterea ponderii persoanelor în vârstă pune presiuni pe sistemul de pensionare, care deja consumă 8% din produsul intern brut și reduce gradul de competitivitate pe termen lung al țării. Astăzi, despre Republica Moldova la nivel mondial se vorbește în contextul cazurilor de corupție majore, în contextul capturării instituțiilor statului, în contextul schemelor de spălare de bani. Se vorbește și în contextul cifrelor pe care le arată sondajele atunci când peste 60% din părinți își doresc ca copiilor să plece din Republica Moldova în căutarea unei vieți mai bune. Oamenii din Republica Moldova sunt cuprinși de deznădejde și de disperare. Cum am ajuns aici?
Moldova a avut șansele ei de integrare. În anul 1991, Moldova a ratat șansa de integrare cu România. Elitele din ambele state nu au fost pregătite pentru unire. Cauzele sunt diverse și complexe și nu știu dacă este cazul să le discutăm aici. În 1999, Republica Moldova a ratat o altă șansă, de data aceasta, de integrare în spațiul european. Atunci când Guvernul Republicii Moldova era foarte aproape de a fi invitat la negocieri cu Uniunea Europeană, alături de România, dar o monstruoasă coaliție între Partidul Comuniștilor și Partidul Popular Creștin Democrat, considerat pe atunci partid pro-european și pro-românesc, au votat demisia acelui guvern, iar la scurt timp după asta, la putere, în Republica Moldova, a venit Partidul Comuniștilor. În timpul acestei guvernări, guvernării comuniste, s-a dezvoltat sistemul oligarhic, când cei care au făcut averi în mod fraudulos au intrat în politică, au ajuns să controleze instituții și să captureze toată puterea în mâinile lor pentru a folosi statul în propriile interese. În toți acești ani de la declararea independenței, noi nu am reușit să construim instituții eficiente și independente. Republica Moldova, la începutul tranziției, nu avea memorie instituțională, pentru că în timpul sovietic, instituțiile din Republica Moldova nu se ocupau de administrarea treburilor țării, ci doar îndeplineau ordine venite de la Moscova. Și după independență, sarcina era dublă. Pe de o parte, trebuia să construim statul de la zero, pe de altă parte, trebuia să realizăm tranziția la un alt sistem economic. De aceea, transformările economice majore s-au realizat în contextul unor instituții slabe, incapabile să asigure implementarea corectă a politicilor și să protejeze cetățenii de ilegalități. Redistribuirea proprietății statului a fost făcută în mod inechitabil, cu abuzuri majore. E important de menționat și faptul că, spre deosebire de țările baltice, de exemplu, în Republica Moldova, privatizarea s-a făcut altfel. În țările baltice, în procesul de privatizare, s-a obținut transferarea activelor fostei nomenclaturi comuniste în proprietatea elitelor noi de acolo. În Republica Moldova, aceste active au rămas în mare parte în mâinile nomenclaturii sau celor care au venit după nomenclatura comunistă, în mâinile rușilor. Deci activele au rămas pentru o perioadă mult mai îndelungată în mâinile rușilor. În comparație cu România, în Republica Moldova, procesul de tranziție a însemnat deteriorarea semnificativă a standardelor de viață ale cetățenilor. La sfârșitul anilor 90, în Republica Moldova, peste 70% din populație se găsea sub pragul sărăciei. Pentru mulți dintre acești oameni, emigrarea a devenit singura soluție. Chiar dacă au fost obținute realizări în domeniul reformelor democratice, sărăcia și inegalitățile crescânde au continuat să alimenteze nostalgia după sistemul sovietic și sprijinul pentru forțele pro-Kremlin. Din cauza dezamăgirilor provocate de guvernări care și-au zis democratice, dar care nu au reușit să îmbunătățească condițiile de viață ale cetățenilor, în continuare, o mare parte din populația Republicii Moldova consideră că democrația este de vină pentru sărăcie, corupție, migrație și crede că doar o mână de fier, după modelul de la Kremlin, poate să facă ordine în țară. După descoperirea furtului miliardului, situația a devenit și mai complicată. Partidul Democrat, care la ultimele alegeri parlamentare a obținut doar 16%,
a reușit, prin șantaj și corupere, să încropească o majoritate parlamentară. Această majoritate, precum și guvernul pe care aceasta îl susține, nu este legitimă, nu are legitimitate. Și în cadrul ultimului sondaj ARI, doar 5% din respondenți aprobau fără rezerve majoritatea parlamentară și doar 20% o aprobau într-o anumită măsură. După 9 ani de participare la guvernare, dintre care 3 ani în care a deținut puterea absolută, Partidul Democrat nu a reușit însă să-și îmbunătățească imaginea, să crească sprijinul popular pentru partid. De ce este nepopular partidul? Pentru că oricât de multă presă ai controla și oricât de bun, cu ghilimele de rigoare, ai fi în manipularea opiniei publice, e foarte greu să-i faci pe oameni să te creadă atunci când la 4 ani, după descoperirea furtului de $1 miliard, n-ai reușit să recuperezi niciun bănuț și nu ai sancționat pe nimeni pentru un furt de 12% din produsul intern brut, în cea mai săracă țară din Europa. Dimpotrivă, după nenumărate abuzuri care au culminat cu invalidarea alegerilor în municipiul Chișinău în această vară, Partidul Democrat a scăzut în preferințele cetățenilor sub pragul electoral. În aceste condiții, Partidul Democrat, care își zice pro-european, mizează pe Partidul Socialiștilor în parlamentarele care urmează, dar și pe fraudare. Sistemul electoral mixt, adoptat acum un an, îi avantajează în primul rând pe socialiști, partid pro-Kremlin, și pe partidele cu resurse semnificative. În conformitate cu acest sistem electoral, transnistrenii, concetățenii noștri din Transnistria, vor fi supra-reprezentați în următorul parlament, în situația în care noi nu avem cum să facem campanie în Transnistria. Nu ne este asigurat acest drept acolo. Iar diaspora, cea care transmite în fiecare an peste €1 miliard în țară, va fi subreprezentată, pentru că dacă în Transnistria 5-6 mii de oameni vor alege un deputat în parlament, în diaspora trebuie să voteze 80-100 de mii de oameni pentru a alege un deputat în parlament. Aici putem să aducem și exemplul alegerilor din Chișinău. Atunci când vorbim despre faptul că sistemul electoral pe care autoritățile încearcă să-l pună în aplicare la următoarele alegeri parlamentare nu este unul reprezentativ. La alegerile din Chișinău, opoziția pro-europeană a câștigat, a acumulat majoritate de voturi. Doar că în alegerile parlamentare, sistemul presupune un singur tur, spre deosebire de alegerile locale, unde am avut 2 tururi. Dacă luăm rezultatele primului tur de la alegerile municipale și le suprapunem pe circumscripțiile desenate pentru alegerile parlamentare, o să descoperiți că Partidul Socialiștilor, forță declarată pro-Kremlin, ar lua 80% din voturi. În Chișinău, unde, fără îndoială, în continuare, electoratul este pro-european. Asta ca să înțelegem cât de nereprezentativ este sistemul care ni se impune. De aceea, noi la Chișinău vorbim tot mai des despre tandemul Plahotniuc-Dodon. PSRM, care este susținut de circa o treime din populația Republicii Moldova, a asigurat, de fapt, stabilitatea regimului și asigură în continuare această stabilitate. Acest partid, care se declară în opoziție, în toți acești ani nu a protestat împotriva abuzurilor, a beneficiat de condiții foarte bune, activiștii lor nu sunt hărțuiți așa cum sunt hărțuiți activiștii din opoziția pro-europeană, afacerile lor continuă să prospere. Igor Dodon a beneficiat de sprijin deplin al Partidului Democrat în alegerile prezidențiale, în pofida declarațiilor publice ale conducerii PD-ului care spunea că va sprijini candidatul forțelor pro-europene. Singurele forțe de opoziție, PAS, Platforma DA și reprezentanții societății civile, sunt cei care
țin piept regimului și care luptă pentru respectarea drepturilor omului și pentru respectarea proceselor democratice. Partidul Democrat nu este un partid pro-european, așa cum se declară și cum apare pentru unii oameni de la București. Este un partid capturat de grupul oligarhic, condus de Vlad Plahotniuc. În aprilie 2009, apropo, Partidul Democrat nu a trecut pragul electoral și nu a ajuns în Parlament, dar la scurt timp a fost resuscitat de Marian Lupu, care a părăsit Partidul Comuniștilor și, sprijinit financiar de Vladimir Plahotniuc, a venit în Partidul Democrat. Acest partid a fost capturat de către interese și este folosit în continuare pentru a apăra interesele unui grup limitat de oameni. În acest partid se găsesc oportuniști, dar și oameni care au fost forțați să devină membri. Și aici putem să vorbim despre numărul de primari pe care i-a avut Partidul Democrat după alegerile sau la alegerile, la ultimele alegeri locale, care s-a triplat pe parcurs, marea majoritate a primarilor fiind obligați, determinați prin șantaj să își schimbe calitatea de membru de partid. Un asemenea partid nu poate fi partid pro-european. În cei 3 ani de zile, aproape un mandat parlamentar, cu toată retorica fals pro-europeană și pro-democratică, în loc să ne apropie de Uniunea Europeană, Partidul Democrat ne-a îndepărtat de visul nostru de integrare europeană. Republica Moldova a înregistrat cele mai mari regrese la capitolul democrație, stat de drept și libertăți individuale. Mai întâi a fost modificarea sistemului electoral, după care a urmat anularea alegerilor în Chișinău. Aceste lucruri au determinat reacții foarte negative la Bruxelles și la Washington. A fost sistată asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova din partea Uniunii Europene, pentru că cei de la Bruxelles nu mai cred în promisiuni, nici în lacrimile de crocodil ale Partidului Democrat. Ei vor să vadă acțiuni concrete. Foarte puține lucruri s-au întâmplat în materie de implementare a angajamentelor pe acordul de asociere. Singurul lucru despre care putem să vorbim sunt anumite reforme în sistemul financiar, în sistemul bancar, dar și aici avem foarte multe semne de întrebare, pentru că nu e suficient doar să aduci mai multă transparență în sistemul bancar, fără să faci lumină în raport cu ce s-a întâmplat până la marea fraudă bancară și fără să recuperezi, cum am zis mai devreme, niciun ban din cele 12% din produsul intern brut care au fost furate într-o singură operațiune, ca să-i spunem așa. După dezamăgirile pe care le-a provocat în perioada 2013-2014, dar și acum, Republica Moldova este văzută ca un partener dificil de către Uniunea Europeană și acest lucru încurajează tot mai multe discursuri la Bruxelles despre faptul că în Republica Moldova nu există voință pentru un proces democratic autentic și că poate Uniunea Europeană nu ar trebui să mai insiste pe aceste reforme și poate că Republica Moldova ar trebui lăsată în continuare sub influența Rusiei. În continuare, guvernarea de la Chișinău instrumentalizează discursul geopolitic pentru a abate atenția cetățenilor de la problemele cu care aceștia se confruntă, de la problemele societății. BD mai întâi a încercat să folosească discursul pro-european pentru a se legitima pe extern, dar acum a consemnat, după ce au fost consemnate încălcările în procesul democratic și după ce au venit critici dure din partea Occidentului, Partidul Democrat a schimbat macazul și s-a declarat partid pro-Moldova. Mai recent, inițiativa de introducere în Constituție a sintagmei despre parcursul european al Uniunii Europene, european al Republicii Moldova, scuzați-mă, care nu a obținut suficiente voturi pe motiv că cei de la guvernare au refuzat
să modifice și articolul 13, ceea ce ar fi însemnat să redenumească în Constituție limba moldovenească în limba română. Și din acest motiv, alte partide politice nu au vrut să susțină introducerea sintagmei despre parcursul european al Uniunii, al Republicii Moldova. Uniunea Europeană, scuzați-mă, Partidul Democrat se pare că crede în continuare că poate păcăli instituțiile europene doar prin vorbe, doar prin introducerea unei sintagme în Constituție. Ideea pe care a lansat-o acest partid după eșuarea modificării Constituției este una foarte periculoasă. Partidul Democrat a venit cu ideea să organizeze un referendum despre introducerea, despre modificarea Constituției. În contextul experienței din Republica Moldova, dar și în contextul regional cu privire la referendumuri, și mai ales atunci când o idee este promovată de un partid detestat de marea majoritate a cetățenilor, cu toții ne dăm seama cât de periculos este să lansăm un asemenea referendum, pentru că din start e clar că șansele ca acest referendum să se finalizeze așa cum ne-am dorit noi sunt foarte mici. Ori odată refuzată această sintagmă de către cetățeni, pentru că așa va fi interpretat, eventual va fi interpretată eșuarea referendumului, ar crea obstacole enorme pentru viitor pe dimensiunea avansării în procesul nostru de integrare europeană și ar fi un cadou pentru forțele proruse, care în continuare insistă că modelul european de dezvoltare a Republicii Moldova nu ni se potrivește. Partidul de la guvernare încearcă să vândă, inclusiv aici la București, mitul că poate asigura stabilitate. Ce fel de stabilitate poate asigura un partid cu 3-4% sprijin popular, care a preferat să consolideze forțele pro-Kremlin pentru a le folosi pe post de sperietoare în dialogul cu Occidentul și care a preferat să lupte cu partidele pro-europene pentru a scăpa de concurență? Pe de altă parte, Partidului Socialiștilor, care este partid pro-Kremlin, îi convine că Partidul Democrat vrea să scape de orice concurență pe segmentul pro-european. Pentru Partidul Socialiștilor e mult mai avantajos să aibă un oponent care este slab, care nu este sprijinit de cetățeni, care se ține de azi pe mâine pe resursele administrative, financiare și mediatice pe care le are, dar nicio forță care nu are sprijin popular real nu poate la nesfârșit să rămână la putere. Deci această strategie convine ambelor partide. Cum poate să asigure stabilitatea un partid care, știind că nu va putea câștiga onest alegerile, pregătește tot felul de metode de fraudare? Crede cineva că dacă aceste planuri reușesc, de fraudare reușesc, iar a doua zi după alegeri vine un anumit personaj în fața oamenilor și le spune: noi am câștigat, formăm guvernul, crede cineva că acest lucru va fi acceptat de către oameni? Oamenii știind care este sprijinul popular real pentru Partidul Democrat și pentru președintele acestui partid. Eu cred că acest lucru creează un mare pericol de instabilitate în Republica Moldova, dar și în regiune. Acesta este în mare parte contextul în pragul alegerilor parlamentare stabilite pentru 24 februarie 2019. Dezamăgirea, în special în rândul alegătorilor care vor să trăiască într-o societate liberă, este enormă. Și acești oameni, oameni tineri, în mare parte competitivi, deschiși la minte, aleg să plece decât să mai rămână. La aceasta se adaugă și frica și teroarea pe care au instaurat-o autoritățile. Astăzi, la Chișinău, avem un meeting organizat de Partidul Democrat, care se vrea să fie foarte mare, și în ultimele zile am primit nenumărate mesaje de la oameni angajați a instituțiilor publice care ne-au spus că sunt forțați să meargă la acest meeting, li s-au spus ce trebuie să spună acolo, pentru că altfel riscă să-și piardă locurile de muncă. Și e destul de greu să te opui, în special dacă vii dintr-o localitate mai mică,
unde nu există alte posibilități de angajare și astea sunt metodele prin care guvernarea încearcă să instaureze această frică. Toate aceste lucruri creează pericolul prezenței scăzute la votul din 2019. Și aceasta este o problemă pentru forțele pro-europene, pro-democrație, oricare ar fi ele. Pentru că noi știm din experiență că forțele pro-Kremlin sunt foarte disciplinate. Ei întotdeauna merg la vot într-un număr mai mare. Pentru noi e mai greu să mobilizăm cetățenii la vot. Migrația și schimbările demografice au și ele efecte majore asupra structurii votului. În 20 de ani, numărul oamenilor care se prezintă la vot s-a micșorat cu 10%. Scade ponderea alegătorilor tineri, așa cum am zis. În alegerile prezidențiale din 2016 au participat 1.600.000 de oameni. Pentru candidatul Kremlinului au votat 834.000 de oameni. Și întrebarea majoră este dacă în Republica Moldova mai există o masă critică de oameni care să voteze pentru valorile europene. Noi credem că această masă critică mai există și inclusiv pornim de la cifrele pe care le vedem în sondaje. În ultimele sondaje a crescut ponderea cetățenilor care aleg integrarea europeană, dacă e să aleagă între integrarea în Uniunea Europeană și integrarea în Uniunea Vamală, care nici nu există, dar asta e altă discuție, 52% ar alege integrarea în Uniunea Europeană. Colacul nostru de salvare pentru moment este diaspora. În alegerile prezidențiale din 2016 au votat 138.000 de oameni, ceea ce constituie aproape 9% din votul total. E destul de mult. Și trebuie să spun că 83% din acești oameni, din votul diasporei, a fost pentru democrație. Deci a fost votul pentru noi, ceea ce înseamnă că sunt votanți pro-europeni. Doar că guvernarea încearcă să diminueze sau să creeze impedimente pentru ca acești oameni din diasporă să poată vota. Și am văzut asta la alegerile prezidențiale, atunci când nu s-au oferit suficiente buletine de vot, atunci când nu s-au deschis suficiente secții de vot. Și argumentul guvernării este că în situația în care creează toate condițiile pentru cei din diasporă, sporesc șansele alegătorilor forțelor pro-ruse, pentru că jumătate din migranți sunt la munci în Rusia. Rezultatele alegerilor prezidențiale demonstrează că această îngrijorare este una falsă. Oamenii care locuiesc în România, în Italia, în Spania, care muncesc în aceste țări, în Statele Unite, sunt mult mai activi civic, ei vin la vot, spre deosebire de cetățenii noștri care locuiesc în Rusia. Dar întrebarea este în vigoare, relevantă în continuare, este foarte relevantă pentru alegerile din 2019 și devine mult mai serioasă dacă în 2019 ratăm ocazia să îmbunătățim semnificativ lucrurile și dacă plecarea masivă a tinerilor, a oamenilor care vor să trăiască într-o țară liberă, va continua, pentru că peste 4 ani de zile structura votului va fi modificată și sunt mari riscuri că ponderea celor care, cum spuneam, cred că democrația este de vină pentru corupție și sărăcie, va fi mult mai mare decât ponderea celor care cred în democrație. Un element care complică și mai mult lucrurile este participarea în alegeri a unui număr tot mai mare din partea cetățenilor din Transnistria. Am vorbit despre asta puțin mai sus. La alegerile prezidențiale din 2016 am avut cea mai mare participare de la independență încoace, în situația în care eu nu am fost lăsată să merg să fac campanie acolo și oamenii din Transnistria au putut să afle despre mine din spusele oponentului meu, care evident s-a bucurat de alte condiții. Și mai gravă ar fi situația dacă s-ar ajunge să se pună în aplicare planul de federalizare a Republicii Moldova, plan promovat de către Kremlin și susținut
tacit și fățiș de anumite forțe politice de la Chișinău. Asta ar însemna să adăugăm la cele 834.000 de voturi care au fost pentru candidatul Kremlinului în 2016, să mai adăugăm 200.000 de voturi, pentru că e clar pentru toată lumea, în Transnistria, unde democrația nu a ajuns încă și nu va ajunge în curând, e firesc să fie așa, din păcate, e clar pentru toată lumea că aceste 200.000 de voturi vor merge pentru forțe ostile Occidentului, forțe care sunt sprijinite de către Rusia. Și aspectele economice sunt destul de complicate dacă vorbim despre federalizare și un singur exemplu pe care vreau să-l aduc. Astăzi Rusia insistă că datoria Republicii Moldova pentru față de Gazprom este de 7 miliarde de dolari. Dacă vă amintiți, produsul intern brut al Republicii Moldova este de 9 miliarde de dolari. Datoria noastră față de Gazprom este de 7 miliarde de dolari. Asta în situația în care datoria nu este al malului drept, este datoria malului stâng. Rusia a ales să ofere gaze naturale pe gratis celor din Transnistria, dar această datorie o califică, o contabilizează ca datorie a Republicii Moldova, în mod cinic afirmând că, uite, noi nu am recunoscut independența Transnistriei, deci automat datoria Transnistriei este datoria Republicii Moldova. Chiar dacă noi achităm notele de plată pentru gazele naturale și pentru curentul electric. Noi sperăm foarte mult că România va avea un cuvânt de spus în contextul acestor discuții despre federalizare, pentru că efectele, cum spuneam, vor fi dramatice nu doar pentru Republica Moldova. Pentru Republica Moldova, federalizarea ar însemna transnistrizarea, așa ca să fie mai scurt. Dar și pentru România aceste efecte ar fi majore. Și trebuie să spunem că planul lui Putin, așa cum întrezărim noi lucrurile, este să testeze acest model în Republica Moldova, scuzați-mă, după care să-l aplice și în Ucraina. Deci noi contăm foarte mult pe sprijin și înțelegere din partea României și din partea Ucrainei în același timp. Eu cred că în această perioadă noi trecem prin al doilea val de destrămare a fostului imperiu. Primul val s-a întâmplat la începutul anilor 90. Atunci Republica Moldova nu a reușit să se rupă de această zonă gri, de zona buffer, unde Rusia vrea să ne țină între vest și propria sa țară. Și atunci am avut cazul țărilor baltice, care a fost unul de succes. Acum cred că se întâmplă al doilea val de destrămare a Imperiului și noi riscăm să rămânem în continuare în această zonă gri, așa cum își dorește Rusia și în raport cu noi, și în raport cu Ucraina și Georgia, alte țări. Din păcate, această viziune a rușilor pentru Republica Moldova coincide cu viziunea unor politicieni de la Chișinău, pentru că e mult mai bine pentru ei să stea într-o zonă gri, unde nu există legi sau legile sunt făcute de ei și schimbate după bunul plac, unde nu trebuie să îndeplinești standarde de bună guvernare, standarde europene de bună guvernare, unde poți să continui să furi și să nu fii sancționat pentru asta, unde poți să rămâi la putere în pofida faptului că ai doar 3-4% sprijin popular. Și aceste lucruri sunt cele mai periculoase. De asta noi credem că aceste alegeri din 2019 sunt foarte importante. Știu că de fiecare dată, în pragul alegerilor, politicienii spun că aceste alegeri care urmează vor fi cele mai importante. Din perspectiva noastră, aceste alegeri sunt importante pentru că altfel, dacă se materializează o coaliție PD-PSRM într-o formă sau alta, dacă vom avea la guvernare oameni deschiși pentru planuri de federalizare, dacă vom avea la guvernare oameni care nu vor putea în continuare să asigure condiții mai bune de viață pentru cetățeni și cetățenii vor pleca,
atunci noi riscăm să rămânem în această zonă gri nu doar pentru 4 ani, ci pentru următorii 15-20 de ani. Noi ne dorim ca Republica Moldova să devină membru al Uniunii Europene, într-o lume a globalizării cu numeroasele ei beneficii, dar și provocări pe măsură. O țară mică ca Republica Moldova poate să înflorească doar într-o comunitate de țări care împărtășesc aceleași valori și care se protejează reciproc. Uniunea Europeană a demonstrat în timp că poate asigura modelul cel mai rapid de transformare și de creștere a standardelor cetățenilor. Și asta ne dorim și noi cel mai mult. Suntem o țară cu resurse umane în special. Vrem să aducem acasă înapoi o parte din aceste resurse umane ca să putem să construim educație de calitate, sistem de ocrotire a sănătății, ca să avem o economie competitivă și așa mai departe. Dar pentru ca să ajungem acolo, trebuie să consolidăm sprijinul cetățenilor pentru parcursul european. După toate decepțiile prin care au trecut oamenii de la 91 încoace, e foarte greu prin vorbe și prin programe să obții creștere pentru parcursul european. Singura modalitate prin care poți să obții un asemenea suport, un suport mai mare pentru parcursul european al Republicii Moldova, este să ai o guvernare care nu doar își zice pro-europeană, dar și guvernează, administrează treburile țării în mod european, atunci când toți oamenii, sau majoritatea cel puțin, vor resimți efectele unei guvernări mai bune, atunci noi vom avea șansa să creștem acest sprijin și să scăpăm, sau cel puțin să micșorăm această divizare în societate. Vreau să cunoașteți că în Republica Moldova minoritățile etnice alcătuiesc 20%. Ceea ce înseamnă că sprijinul pentru forțe pro-Kremlin, pentru forțe autoritare, nu vine doar de la minoritățile naționale. O bună parte din acest sprijin vine de la români, moldoveni, așa cum unii dintre ei își zic. Și aici singura explicație este, cum spuneam, decepția prin care au trecut în acești 27 de ani. Evident, mai e și problema manipulării, pentru că piața mediatică din Republica Moldova este dominată de presa de la Kremlin. Presa de la București este foarte puțin prezentă și am vorbit și cu alte ocazii. TVR-ul a fost lipsit de frecvența națională. Știu că Guvernul României la un moment a mers în instanță împotriva Republicii Moldova. S-a ajuns la o înțelegere amicală, dar după atâția ani nici astăzi nu există soluție și TVR-ul nu are această frecvență națională. Această frecvență a fost sechestrată și dăruită unui canal de televiziune care aparține oligarhului principal. Conform unor estimări, fiecare al patrulea cetățean al Republicii Moldova este cetățean al României. Știu că aici în sală sunt oameni care cred că aceste estimări sunt subestimate și respectiv cifrele sunt mult mai mari. Dar chiar și așa, Republica Moldova este cea mai mare Românie în afara României. Noi înțelegem complexitatea agendei interne a României, dar oricum credem că România ar trebui să-și schimbe atitudinea față de Republica Moldova. Noi credem că România ar trebui să investească în viitor, să investească în toți cei din Republica Moldova care au aspirații europene. Unii dintre ei sunt unioniști, unii nu sunt unioniști, dar România trebuie să lucreze cu toți cetățenii care împărtășesc valorile europene. România nu ar mai trebui să mizeze pe forțele politice care s-au compromis și care, în practică, au demonstrat că sunt incompatibile cu valorile europene și valorile românești și, de-a lungul timpului, au fost suficiente experiențe din care România ar trebui să învețe, pentru că, de-a lungul timpului, România a încercat să sprijine mai multe forțe în Republica Moldova, care unele dintre ele mai târziu au devenit forțe ale Kremlinului, care promovează linia lui Putin în Republica Moldova. Noi știm că trebuie să mizăm pe forțele proprii,
Și singurul lucru, dacă vreți, pe care îl solicităm, este să ne ajutați să avem alegeri libere și corecte. Noi credem că mai există această masă critică de oameni care cred în democrație și care vor să trăiască într-o societate liberă și care cred că noi putem construi o societate prosperă cu ajutorul dumneavoastră și a Uniunii Europene în general, dar avem nevoie de aceste condiții de alegeri libere și corecte acum, nu peste 4 ani, pentru că peste 4 ani s-ar putea dovedi prea târziu. Alegerile din februarie 2019, fără exagerare, vor fi momentul de cotitură pentru Republica Moldova, momentul adevărului. Și pentru noi cei care suntem acolo, dar și pentru ca România să aibă la hotar un prieten, un frate, mai bine zis, și nu un neprieten, e important, cum spuneam, ca aceste alegeri să se întâmple cât mai corect. Ce poate face România pentru Republica Moldova? Pentru ca Republica Moldova să nu piardă această ultimă luptă pentru democrație. În primul rând, România trebuie să aibă mesaje clare de încurajare pentru cetățeni. Și nu eu spun lucrul ăsta, lucrul ăsta îl spun oamenii cu care noi ne întâlnim în localitățile rurale, în orașele mici, atunci când oamenii se simt total nedreptățiți la ei în țară, când nu există nicio instituție care să le facă dreptate, atunci ei așteaptă să li se facă dreptate din afara țării. Și trebuie să spun că există o anumită percepție că Bucureștiul sau anumite forțe de la București sprijină regimul de la Chișinău. Și această percepție, evident, nu face bine imaginii României, pentru că noi vrem să fim ajutați, pentru că cetățenii vor ca România să fie de partea cetățenilor, nu de partea guvernării. Am zis mai devreme, e nevoie de prezență mediatică românească mai mare. Și apropo, sprijinirea presei lui Plahotniuc nu face bine, face un deserviciu imaginii României. România trebuie să comunice mai bine, mai mult și mai bine despre sprijinul pe care îl acordă Republicii Moldova. Și sunt destul de multe proiecte foarte bune care se realizează și trebuie să continue acest sprijin. Și aici vreau să fac o paranteză. Atunci când avem mari semne de întrebare în raport cu guvernarea, e mai bine să oferim sprijin pentru proiecte concrete la nivel de administrație publică locală, la nivel de comunități, pentru presă, pentru societatea civilă și mai puțin pentru autorități. Dar România trebuie să comunice mai mult despre acest sprijin pentru ca oamenii să înțeleagă. Atunci când de dimineață până seara la televiziunile rusești se spun minciuni și există puțină comunicare despre ce face România în Republica Moldova, atunci balanța poate să încline în partea greșită. România ar trebui să insiste pe o prezență economică mai mare în Republica Moldova. Și inclusiv asistența financiară care se acordă trebuie să fie condiționată. Știm că există câteva proiecte mai noi, există câteva inițiative care sper eu să se materializeze. Dar când vorbesc de proiecte economice serioase, de investiții serioase, nu vreau să se întâmple așa cum s-a întâmplat recent cu privatizarea Air Moldova, unde a fost folosit numele Blue Air pentru a acoperi o tranzacție în care două persoane anonime din Republica Moldova cu un capital de, dacă nu greșesc, 5.000 de euro, au cumpărat o companie aeriană, dar au folosit numele Blue Air pentru această tranzacție. Ca mai târziu să realizăm că Blue Air nu deține pachetul majoritar de acțiuni în această companie și respectiv nu ei vor fi cei care vor determina activitatea și soarta acestei companii de mai departe. Se creează impresia că această companie, numele acestei companii, a fost folosit ca un paravan pentru a ascunde iarăși niște tranzacții frauduloase făcute de către corupție de la Chișinău. Un alt lucru pe care ar putea să-l facă România este să creeze și să ceară crearea condițiilor de vot pentru basarabenii din România, astfel încât să existe suficiente secții de vot, astfel încât să existe suficiente buletine de vot pentru toți cei care sunt aici și, evident, să ne ajute să mobilizăm lumea la vot. În România avem un număr mare de concetățeni,
Și eu cred că aici ar trebui să avem o mobilizare mai mare. România ar trebui să ne ajute să promovăm ideea a două tururi în alegerile parlamentare, chiar și în acest sistem electoral mixt, care are foarte multe deficiențe evocate și de Comisia de la Veneția. Dacă am avea posibilitatea a două tururi, lucrurile ar fi diferite. Și am vorbit mai devreme despre experiența de la Chișinău, acolo unde, într-un mediu majoritar pro-european, câștigă socialiștii doar pentru că avem un singur tur. Dacă Partidul Democrat tot povestește aici la București că ține la parcursul european, atunci să fie întrebat de ce insistă pe un singur tur care clar avantajează partidele proruse. Am vrea ca la Bruxelles, România sau unii actori politici din România să nu mai insiste că toate abuzurile guvernării împotriva propriilor cetățeni trebuie trecute cu vederea, pentru că altfel țara va ajunge pe mâna rușilor. Țara merge clar în direcția rușilor din motivele pe care le-am evocat mai sus. Și trebuie să fie clar că nu e mare diferență dintre un regim autoritar de pe loc și un regim autoritar din afară. Deci nu asta vreau cetățenii. Cetățenii vor să le fie respectate drepturile și vor condiții bune de viață. Noi în Republica Moldova ne confruntăm cu un regim autoritar în devenire, care a anulat alegeri, care iată face târguri cu Erdogan și cu alții ca el. Și, cum spuneam, vrem ca România să ne ajute să fie de partea cetățenilor, nu de partea guvernării. Noi o să ne facem treaba, o să lucrăm din greu, dar avem nevoie de sprijinul României în asigurarea condițiilor pentru alegeri libere și corecte. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamne Maia Sandu. Conferința domniei sale la Teatrul Național București reprezintă o premieră. Este primul doar politician, este prima personalitate din Republica Moldova, de la Chișinău, care vorbește pe această scenă. Mulțumirile mele se îndreaptă în primul rând către domnul Ion Caramitru, care a fost deschis la această propunere și interesat să concretizeze această conferință. Și ascultând-o pe Maia Sandu, încercam, lumină foarte puțină, să trag ochiul, să observ reacțiile dumneavoastră. Unii care sunteți în Republica Moldova și care știți destul de bine să urmăriți situația de acolo, să spunem, era clar că înțelegeți despre ce este vorba. Sunt și, au fost și sunt și în sală oameni care nu urmăresc neapărat ce se întâmplă acolo la nivel politic, economic, și erau puțin nedumeriți. Acum, dat fiind profilul acestor conferințe, cu oameni cu expertiză serioasă, solidă pe anumite domenii, sigur că Teatrul Național a invitat-o pe Maia Sandu și ca politician și ca economist și ca om de cultură, om care poate să vină și să ne propună o poză, o narațiune despre acest ultim sfert de veac de peste Prut. Alternativa fiind ceva variantă de Cântarea României, care poate ar fi câștigat, ar fi stănit mai multă emoție, ar fi câștigat, să spunem, mai mult interes, pentru că atunci când vii și vorbești concret, vii cu date pe masă, cel mai adesea lumea obosește și obosește repede. De fapt, dacă stau să
Mă gândesc, de 25 de ani scriu despre Republica Moldova, despre istoria Basarabiei, despre ce se întâmplă la Chișinău, fac diverse analize. Prima dată m-am dus acolo în octombrie 93. Astăzi suntem octombrie 2018, deci exact 25 de ani. Nu e ca un reproș și cu un om care predau, deci într-un fel trebuie să-mi asum și eu situația aceasta oarecum dramatică. Gradul de cunoaștere a Republicii Moldova la București n-a crescut în acești 25 de ani. Dacă acum 25 de ani entuziasmul era mai mare, contactul cu realitățile de la Chișinău mai degrabă nu a corespuns așteptărilor bucureștenilor și în loc să încerce să afle mai multe, s-au plictisit repede, au întors spatele Republicii Moldova, iar astăzi, centenarul României mari, am ajuns în situația, pentru că ce se întâmplă la Chișinău nu ne place, mai bine pitim, închidem ușa, ascundem undeva într-o debara și Basarabia și unirea Basarabiei cu România la 1918. Iar atunci când Republica Moldova era o poveste de succes, acum 8 ani, 7 ani, 6 ani, la Bruxelles și la București, n-aveai loc pe balustradă de demnitari care se înghesuiau să vorbească despre povestea de succes care se numea atunci Republica Moldova. O să încep cu sfârșitul conferinței doamnei Maia Sandu cu România și Republica Moldova. Lucru care pe mine eu am văzut multe, merg la Chișinău și merg doar la Chișinău, am făcut Republica Moldova cu piciorul și Transnistrie și fost sudul, actuala regiune Odessa, sudul Basarabiei, dar totuși ce s-a întâmplat acum 2 ani n-a putut să nu mă șocheze. Dintr-o dată, publicațiile finanțate de București, de Ministerul de Externe și de Românii de Pretutindeni, erau pe aceeași lungime de undă, chiar în campania electorală, vârful campaniei electorale, între cele două tururi de scrutin, erau fix pe aceeași lungime de undă cu presa rusească, pro-rusă, din Republica Moldova și vă atacau. Au fost editoriale în care erați tocată, bacă, trebuie să-l dezavoați până Stase și nu știu ce, bacă, n-ați pupat poala lui Plahotniuc și... Bun, aveți o experiență de viață, aveți o carieră profesională impecabilă, ați văzut multe la viața dumneavoastră. Totuși, aveți o explicație cum de s-a ajuns la momentul de acum 2 ani să fiți atacată și de presă subvenționată de București și de propaganda moscovită? Nu am prea avut timp atunci să urmăresc ce scria presa despre mine, pentru că trebuia să merg din localitate în localitate. Dar, da, observa că au fost câteva înțepături, oameni care ne-au reproșat faptul că nu am fost suficient de geopolitică în această campanie și argumentul geopolitic e acolo, dar atunci când vii în campanie după o guvernare care și-a zis pro-europeană și care s-a dovedit să fie foarte proastă, în sensul în care tocmai descoperisem furtul miliardului și toată lumea era supărată, încerci să unești societatea în jurul unor lucruri care sunt valabile pentru toți. Că nimănui nu-i place să fie furat, nimănui nu-i place să-i se încalce regulile, drepturile și așa mai departe. Am zis mai devreme, eu cred că o anumită parte a societății poate fi adusă în sprijinul integrării europene a Republicii Moldova doar atunci când ajungi la guvernare, ca ei să simtă efectele, pentru că altfel promisiunile au fost atât de multe încât nu mai ești credibil doar cu promisiunile. Și aici, pentru că am încercat un pic să fugim împreună cu colegii mei de agenda strict geopolitică, au fost atacuri la adresa mea și da, inclusiv au fost preluate unele lucruri care se spuneau în presa oligarhică de la Chișinău, că aș fi apropiată de Kremlin și așa mai departe. Deci au fost tot felul de lucruri care erau greu de crezut, dar se pare că anumite cercuri de oameni, inclusiv aici în România, au crezut în aceste, știu, manipulări. Acum,
vreau să ajutăm pe cei din sală care nu urmăresc neapărat ce se întâmplă la Chișinău, nu sunt la zi cu informațiile. Ați vorbit mult despre Partidul Democrat din Republica Moldova, PDM. PDM trebuie spus că este partid afiliat internațional socialist, este fratele din Moldova al PSD-ului. PSD-ul și PDM-ul au mai multe acorduri de colaborare. Dacă vă uitați pe site-ul celor două partide, sunt mai multe evenimente publice cu ocazia semnării acestor acorduri de colaborare, în care Plahotniuc vine special de la Chișinău, Plahotniuc fiind oligarhul Moldovei, și semnează aici la București, împreună cu conducerea PSD-ului, aceste acorduri de colaborare. Pentru cei care erați puțin nedumeriți ce este acest PD despre care, Partid Democrat despre care dumneavoastră vorbeați atât de mult. O altă ultimă chestiune, după care o să rog invitații să pună în întrebări, evident, asta e formula. Urmează niște alegeri, nu e sigur dacă vor avea loc pe 24 februarie, nu, din punct de vedere juridic, nu s-au bătut lucrurile în cuie, s-ar putea avea loc pe 24. Există o decizie, dar oricând poate fi modificată. Iar în Republica Moldova suntem foarte obișnuiți cu astfel de lebede negre, cu schimbări de rit politic. N-ar fi de mirare ca diseară să aterizați sau să ajungeți să treceți granița, să ascultați în mașină un radio de Republica Moldova, să aflați că tocmai există intenția să alegerile să fie acum în noiembrie. Deci nu mă mai miră nimic. Dar totuși, pentru viitoarele alegeri, dumneavoastră sunteți o poziție extraparlamentară. Trebuie să înțelegeți că o poziție extraparlamentară, vedeți liderul ei aici, este, spre deosebire de autoritățile din România, este primită la Washington, la Departamentul de Stat, este primită la Bruxelles de comisari europeni. Sigur, din punct de vedere politic, au toată susținerea unor familii politice europene. Vorbam în primul rând de popularii europeni. La București lucrurile merg mai greu. Totuși, dumneavoastră, pe teren, ce reușiți să creați acel vehicul politic care să vă ajute să obțineți, chiar în condițiile acestei legi, un scor cât mai bun? Pentru că, până la urmă, se pune problema supraviețuirii opoziției pentru un nou ciclu politic. Mi-e teamă că se închide acum un ciclu politic care a început acum 25 de ani, iar lucrurile riscă să arate foarte, foarte rău pentru Republica Moldova. Și dacă e vorba despre supraviețuirea opoziției, întrebarea este dacă peste 4 ani de zile, în cazul în care lucrurile se întâmplă prost, în 2019, dacă peste 4 ani de zile mai avem alegători. Deci asta este îngrijorarea majoră și nu exagerăm, pentru că în Republica Moldova oamenii pleacă într-un ritm foarte mare. Dar șansele noastre sunt acolo. Știu că Partidul Democrat vine aici la București și mai merge prin unele capitale europene și spune opoziția din Republica Moldova este foarte slabă, nu are bani, e adevărat, nu avem bani, facem lucruri bazate pe voluntariat, nu are... experiență politică, da, experiența noastră politică se limitează la cei 2 ani de zile de când suntem în campanie, dar răspunsul meu este următorul. Dacă Partidul Democrat este atât de puternic, de ce nu a avut candidat în alegerile prezidențiale? Pentru că în alegerile prezidențiale, la un moment, și-a retras candidatul pe motiv că era clar din sondaje că va lua un scor rușinos și nu au vrut ca acest lucru să se vadă. De ce Partidul Democrat nu a avut candidat în alegerile municipale din Chișinău? E capitala țării. Partidul de la guvernare, care controlează majoritatea parlamentară, nu a avut candidat declarat în alegerile municipale. Noi am avut 48% în prezidențiale, cu toate fraudele și încălcările pe care le-au comis ei. Noi, opoziția extraparlamentară, am câștigat alegerile în Chișinău, chiar dacă nu ne dădeau șanse și impedimentele au fost iarăși mari. Și de aici vine încrederea noastră că noi putem să câștigăm și într-un sistem care este mai puțin democratic și mai puțin reprezentativ. Dacă se respectă totuși niște reguli ale procesului democratic, eu nu spun că
Noi ne așteptăm să avem alegeri libere și corecte în Republica Moldova, pornind de la standardele europene. Dar pornind de la standardele Republicii Moldova, pentru că cu toate neajunsurile, noi până acum am avut democrație electorală. Deci a fost posibil, oricare era partidul de la guvernare, oricare era regimul, a fost posibil, exista întotdeauna posibilitatea să se schimbe partidul de la guvernare. Acum, după anularea alegerilor și judecând după acțiunile pe care le întreprinde Plahotniuc și Dodon, a apărut această îngrijorare că s-ar putea să nu mai avem șansa schimbării partidului de la guvernare în pofida sprijinului popular sau lipsei acestui sprijin popular. O să vedem cât de departe o să meargă acest partid, pentru că după ce au anulat alegerile în Chișinău, după ce au invalidat rezultatele și au anulat alegerile, există un precedent foarte serios. Bun, eu spun că există și o stare de nemulțumire și de nervozitate foarte mare din partea populației. Noastră, vorbind de falsificări, de anulări, totuși nu luați în calcul și o variantă în care lumea ar putea pur și simplu să iasă în stradă. Și mai ales există precedente în fostele republici sovietice, acum 6 luni Armenia, Tbilisi de asemenea. Credeți că, cu ghilimele de rigoare, Mămăliga chiar nu explodează? Am pomenit despre acest lucru mai devreme, atunci când am zis că dacă se va frauda... Ca să înțelegeți, persoana din spatele Partidului Democrat este oligarhul Plahotniuc, care are în toate sondajele, inclusiv în sondajele pe care el le comandă pentru trustului de presă, o imagine negativă între 92% și 95%. Partidul care astăzi conduce cu o majoritate Republica Moldova, are 50 și ceva de deputați, 101 deputați sunt în total în Parlamentul de la Chișinău, a luat 15 mandate în alegerile de acum. Deci prin șantaj și corupție, mai țineți minte, la Kiev, în Ucraina, se schimba guvernul în funcție de avioanele care aterizau de la Moscova și de grosimea agenților de bani care veneau acolo. Pur și simplu erau, acum nu mai e cazul, erau cumpărați la bucată deputați. Ei a doua zi sau a treia zi introduceau moțiune de cenzură și se modifica majoritatea, pica un guvern, se forma alt guvern. La Chișinău, de la 15 deputați, avem acum o majoritate de 55-57 de oameni. Da? Partidul acesta, în sondajele de opinie, este la 3-4%. Ca să intri în Parlamentul de la Chișinău, 6. Trebuie să ai, deci este pragul electoral, se spune, 6%. Deci, pe sondaje nu intră. Cunoscând aceste lucruri, inclusiv trustul de presă pe care controlează, face publice aceste sondaje, lumea nu credeți că va ieși în stradă când o să vadă că de unde nu intra în Parlament, tu o să ai 20 de deputați sau peste 2 luni tu cumperi 20 de deputați deși nu aveai niciunul intrat? Asta era întrebarea. Am zis că atunci când guvernarea vinde mitul stabilității și uneori reușește să vândă partenerilor străini, partenerii ar trebui să se întrebe despre acest lucru. Ce se întâmplă dacă un partid care are 4-5% în sondaje, a doua zi după alegeri vine și spune noi am câștigat, formăm guvernul. Asta este marea întrebare, ce vor face cetățenii, inclusiv inspirați din experiența Armeniei și nu doar. Și doar că aici există un mare risc. Ceea ce ne dorim noi este să facem schimbarea puterii prin alegeri libere și corecte. Pentru că un protest, o mișcare de nespunere civică sau nu mai știu eu ce va fi până la urmă, comportă niște riscuri. Niciodată nu știi încotro vor merge lucrurile și cine va încerca să folosească oamenii din stradă în ce scopuri. De aceea, pentru toți, și pentru noi, și pentru România, e foarte important ca această schimbare de putere să se petreacă, să se producă în cadrul pașnic legal. Și această schimbare de putere trebuie să se producă. Am menționat rezultatele alegerilor precedente și rezultatele sondajelor. Nimeni nu poate să creadă că Partidul Democrat poate să se mențină la putere cu 3-4% în sondaje. Acest lucru nu este fezabil. Și dacă va insista să se mențină la putere, să controleze puterea cu 3-4%, atunci asta ar însemna sau o coaliție deschisă cu partidul lui Dodon
și asta nu este bine nici pentru noi, nici pentru România și nici pentru Occident, sau deteriorarea situației acolo unde noi nu vrem să ajungem. Eu aș mai avea întrebări. Domnul Caramitru, sigur, sunt chiar două, mi s-a spus, două microfoane. Dacă ne puteți ajuta... Mulțumesc. Vreau să întreb, de fapt să întreb, două lucruri vreau să le specific și am o întrebare. Întâi, este limpede că există și o capcană a lumii noastre, fie că suntem în România, fie că suntem în Republica Moldova, de care nu putem scăpa încă. Modul de funcționare a Uniunii Europene, pe de o parte, pentru că înțeleg că construcția aceasta în care noi am intrat pune la bazele ei respectarea granițelor țării după rezultatele celui de-al doilea război mondial. Nu lasă spațiu de manevră și de contestare a modului în care au fost făcute granițele și nu se contestă pactul Ribbentrop-Molotov, nu se ia în discuție. Noi suntem victimele și o parte și alta a Prutului acestui act samavolnic al epocii respective. Toate încercările pe care le facem și noi aici și acolo, cei care sunt unioniști, se lovesc până la urmă de această teribilă chestie, pentru că dacă, să zicem, Uniunea Europeană sau Statele Unite ale Americii la pun în discuție, că nu e vorba numai de România aici, mai sunt și alte spații în aceeași situație, până când nu se va putea lua o poziție universal valabilă pe această temă, noi ne vom învârti în jurul cozii, pe de o parte. Pe de altă parte, sigur, influența rusească acolo, modul în care a fost construită societatea prin aducerea cetățenilor ruși în Republica Moldova și dislocarea unor cetățeni moldoveni sau români, cum vreți să le spuneți, în alte zone, lucru care Stalin l-a făcut cu asupra de măsură, cu o gândire pusă la cale, și ce a subliniat doamna Maia Sandu, și anume emigrarea masivă din Moldova, întrebările mele sunt două. Au emigrat majoritar cetățenii moldoveni care sunt români sau cei care sunt ruși? Și bănuiesc că răspunsul, după cum ați mișcat capul, este cel pe care l-așteptam. Și doi, dat fiindcă populația Moldovei este mică, dat fiindcă populația Moldovei față de România este mult mai mică, calculele de probabilități privind compoziția socială și etnică e mult mai ușor de făcut. Am putea calcula astăzi șansele dumneavoastră la alegerile din februarie, pentru că bănuiesc că v-au votat majoritar cetățenii români de acolo, nu? De origine română. Da. Dat fiindcă ăștia au emigrat, pot fi urmăriți pe unde sunt ca să voteze din nou și să adăugați la cei 47,9% încă cele 2-3%? Asta mă interesează. Ați vorbit despre subiectul unirii și despre faptul că nu există spațiu pentru a discuta subiectul la nivelul structurilor europene și pot să confirm că nu există interes acolo să se discute subiectul. Am pomenit mai devreme că a existat o oportunitate geopolitică în 91, dar nu a fost folosită această oportunitate geopolitică și nu e clar când va veni următoarea oportunitate geopolitică. Se poate întâmpla și foarte repede, se poate întâmpla și nu chiar atât de repede. Am zis că și imigrația și schimbările demografice ne dezavantajează pe noi. Timpul lucrează împotriva celor care cred în democrație și împotriva partidelor care promovează democrația în Republica Moldova. Pentru că pleacă oamenii care cred în unirea cu România, pleacă oamenii care
cred în valorile europene, cei care sprijină regimul de la Moscova nu merg acolo. Ei merg la munci pentru 3 luni, după care revin acasă. Își câștigă acolo banul, sunt dependenți de locurile de muncă de acolo și aici e altă întrebare pe care ar trebui să o discutăm. Pentru că dacă am avea guvernări capabile să creeze locuri de muncă acasă și oamenii care merg la munci în Rusia nu fac foarte mulți bani, nu e ca în Europa. Deci așteptările sunt mai mici. Dacă acestor oameni li s-ar crea locuri de muncă acasă, atunci s-ar micșora influența Rusiei pe care o are prin acești migranți. Mai e și partea cu propaganda, dar e și partea că oamenii cred, de exemplu, că dacă aș fi câștigat eu prezidențialele, atunci Putin ar fi închis hotarele și ei nu ar fi putut să meargă la munci în Moscova. Asta a fost mesajul și asta a fost preocuparea pentru o bună parte din cetățeni. Vorbesc despre cei care sunt români, unii dintre ei, zic moldoveni, nu vorbesc despre minoritățile naționale, pentru că acolo noi mai greu reușim să obținem sprijin. Dar pleacă, asta e problema, pleacă cei care sunt unioniști, cei care sunt pro-europeni și ca să putem noi să compensăm acest plecat, trebuie să le asigurăm condiții să voteze acolo unde sunt. Să-i convingem să meargă la vot, că e mult mai greu să mergi la vot când ești în afara țării și la prezidențiale a fost un fenomen de apreciat când oamenii mergeau sute de kilometri cu mașina ca să ajungă la o secție de vot. Au fost oameni care au luat avionul, care au mers la una din secțiile de vot în Marea Britanie, la Londra, și acolo erau rândurile foarte mari. La ora 11 ziua se terminaseră buletinele de vot. Oamenii au sunat și au întrebat unde în altă parte în Europa mai sunt buletine de vot. Au luat avionul și au zburat la Veneția. Au mers acolo pentru că am vorbit cu oamenii de la Veneția. Au venit, la Veneția au găsit un rând de 2000 de oameni. Ei au zis că, uite, noi am zburat de la Londra, trebuie să ne lăsați să votăm fără rând pentru că avem avion înapoi în aceeași zi. Acum, nu o să fie foarte mulți oameni care o să facă un asemenea efort să zboare cu avionul pentru a vota. Și de aceea, presiunea pe care trebuie să o facem noi cu toții și în special Guvernul României pe autoritățile de la Chișinău este să deschidă mai multe secții de vot. Și la București au fost oameni care n-au reușit să voteze. Un număr mai mic, nu așa ca în Italia, ca în Marea Britanie, ca în Spania, dar au fost și aici. Asta este singura modalitate prin care noi putem să compensăm. Asta e o șmecherie, asta cu s-au terminat buletinele de vot. Da, bineînțeles. Buletinul de vot e valabil când are ștampila respectivului comite de... Nu vă aud, te spuneți microfonul la gură. Există o limită de... Există un număr limitat pe fiecare secție. Pe fiecare secție de vot. Și noi am solicitat în alegeri să crească acest număr, pentru că era clar că prezența va fi mai mare decât altă dată. Numărul poate fi limitat la numărul maxim de cetățeni? Păi, de ce? E o întrebare... Nu există statistici foarte clare. Mulți moldoveni au plecat peste hotare cu pașapoarte românești. Respectiv, nu există evidență la ambasadele Republicii Moldova peste hotare în raport cu oamenii... Înțeleg ce spune, dar e un tertip ăsta. Da, bineînțeles că e un tertip. E un tertip, doar că... Sigur. E folosit foarte abil de către autorități. De ce să fie limitat? Ar trebui să fie nelimitat. Câte vreme eu pot să plec de la Londra până la Veneția, pot să mă duc să votez unde vreau. Nu se confruntă lista cu semnături a celor care au votat cu numărul de voturi puse în urnă. Și ăla este fondul real de voturi. Trebuie să existe voință politică. Păi sigur. Altfel lucrurile acolo se trebuie umblat. Alte întrebări? Da. Vitalie Cojocari. Doamna Maia Sandu, spunea domnul Goșu despre relația dintre PSD și PDM. Eu aș vrea să vă întreb cum credeți, de ce până acum opoziția din Republica Moldova nu a fost văzută la Cotroceni? De ce nu a fost o întâlnire cu președintele României? Cum vedeți relația și implicarea președintelui României în Republica Moldova? Și doi, vă rog să ne vorbiți despre curentul unionist din Republica Moldova, ce rol a jucat el în ultimii ani, pentru că mulți vorbesc despre un joc la două capete, dublu. Și vreau să ne explicați cum vedeți dumneavoastră lucrurile. Mulțumesc.
Pot să vă spun că am solicitat întâlniri la Cotroceni, am avut câteva discuții neformale cu consilieri ai președintelui. Altfel, domnul președinte a fost ocupat și nu am reușit să ajungem să discutăm. În raport cu întrebarea dumneavoastră despre unionism, ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova a decepționat în special categoria de oameni care sunt unioniști declarați, pentru că noi avem mai multe categorii, unioniști care își doresc unirea azi, unioniști mai pragmatici care înțeleg că unirea se poate întâmpla în timp, că trebuie să trecem prin anumite procese interne și trebuie să apară această oportunitate geopolitică. Și ceea ce a reușit Plahotniuc și în raport cu unioniștii, el încearcă să facă lucrul ăsta și în raport cu celelalte forțe politice, este să-i coboare pe toți în ochii oamenilor. Dar ceea ce a reușit Plahotniuc este să disperseze absolut total acest curent unionist, așa încât acum în aceste alegeri, categoria de oameni de, nu știu, 7-10% care de obicei votau pentru un partid care în program scrie clar că optează pentru unirea cu România, acești oameni nu au cu cine să voteze. Deci trebuie să aleagă și sperăm să aleagă opțiunea partidelor care sunt pragmatic unioniste, deci care încearcă să țină împreună și unioniștii și pe cei care nu sunt neapărat pentru unire, dar care împărtășesc valorile europene, pentru că asta e provocarea noastră acum, să nu fim dispersați, am face joc cu guvernării. Dar, cum am zis, nu există forțe credibile la Chișinău care să promoveze unirea astăzi, din punctul meu de vedere. Acum, dacă îmi dați voie, sigur, invitată este doamna Maia Sandu, dar sunt lucruri pe care ea nu le poate spune, este totuși lider politic. În schimb, eu de la București le pot spune. Sunt câteva foarte mici detalii pe care unii dintre noastre le știți. Eu vorbesc pentru cei care nu le știu. E o problemă cu acest curent unionist, cu leadership-ul acestui curent unionist. Există, din păcate, suspiciunea tot mai solidă, pentru că sunt argumente, în Republica Moldova că a fost manipulat și că a fost manipulat de la Moscova acest curent unionist. Unul din argumente și acela, cu fostul lider unionist care a fost ținut în brațe de București, care a fost finanțat, căruia s-a făcut rost de presă, astăzi este șeful Sputnicului de la Chișinău, care scrie fix pe invers decât o făcea acum 15 ani când era finanțat de România. Deci, sensibilitatea Bucureștiului pentru relația cu Republica Moldova, pentru România Mare, pentru ce înseamnă ea, pentru ce înseamnă Basarabia în conștiința națională românească, a fost cunoscută într-o altă capitală estică și a fost foarte dibaci exploatată. Deci, trebuie să avem grijă ce ne dorim. Pentru că dacă vă uitați și acum, mai ales după 2014, într-o țară, într-o anumită presă, apar speculații privind posibile discuții cu România, cine a schimbat granițele în zonă, cine are interes să legitimeze această schimbare prin forță sau negociat a granițelor. Cred că răspunsul e foarte clar, este Rusia. Da? Asta este o problemă. Și ar mai fi aici ceva referitor la partidele politice din România și la... Eu cred că nu este doar rea voință. Cred că a fost o deschidere foarte mare în anii 90-2000 pentru Republica Moldova, pentru contactele cu partidele. Nu spun neapărat în apărarea președintelui, care îmi pare foarte departe de subiectul Republica Moldova și dosarul l-a ținut undeva la 200 de metri de birou dânsului de la Cotroceni. Dar pur și simplu lucrurile s-au complicat atât de tare, au vrut, știți, mulți dintre dumneavoastră de aici care sunteți de acolo ați apucat ceva școală în limba rusă și acolo există o vorbă. Au vrut cum e mai bine și a ieșit ca de fiecare dată, adică prost.
Și la noi la fel s-a întâmplat. Au vrut cum e mai bine, au fost foarte deschiși, sinceri, au sperat foarte mult, au investit emoțional în această relație și a ieșit prost. Și probabil ăsta este motivul pentru care astăzi se țin departe, repet, nu neapărat vorba de președinte, ci în general de ce se întâmplă în instituțiile din România. E un fel de continuare, dacă mi-ați dat voi la răspunsul dumneavoastră. Alte întrebări, vă rog? Întrebări. Domnul Marian Voicu? Scuzați, eu am luat microfonul între timp. Îmi cer scuze, numele, vă rog. Florin Ghioca, mă numesc, sunt jurnalist. Domnul Ghioca, vă rog. Întrebarea pentru doamna Maia Sandu este o părere, o opinie personală legată de intenția președintelui fostului președinte Traian Băsescu de a lua cetățenie moldovenească, după care despre decizia, așa a zis, politică, așa a spus avocatul dumnealui, de a-i se retrage cetățenia moldovenească. Cum comentați ceea ce s-a întâmplat? Care credeți că a fost intenția președintelui Băsescu atunci și de ce credeți că peste acest subiect s-a așternut praful? Mulțumesc! Foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova și-au redobândit cetățenia românească pe perioada mandatului domnului Băsescu și în semn de recunoaștere pentru acest lucru, președintele de atunci, Nicolae Timofti, a oferit cetățenia domnului Băsescu și soției dânsului și a fost un gest frumos. Evident că atunci când Dodon a ajuns la putere, în stilul lui de a face zarvă și de a aduce în discuție subiecte care nu ar trebui aduse, ar trebui să îl preocupe mai mult lupta împotriva corupției și condițiile proaste de viață ale cetățenilor, a pornit acest spectacol, doar că aici mai este un jucător, pentru că noi știm foarte bine că deciziile tuturor instanțelor de judecată în Republica Moldova sunt controlate de Plahotniuc. Absolut. Deci nu există nicio posibilitate să se întâmple ceva în vreo instanță de judecată fără acordul lui Plahotniuc. Și decizia care se va lua acum, pentru că se judecă acest caz, decizia dacă să îi redea domnului Băsescu cetățenia sau nu, este decizia lui Plahotniuc. Și cred că această decizie depinde de propriile lui jocuri. Dacă va crede că e bine pentru el ca domnul Băsescu să redevină cetățean, nu știu care ar fi miza aici, sau invers, nu pot să vorbesc despre mizele lui Plahotniuc, dar e foarte clar că procesul este controlat de către Plahotniuc. Dar Băsescu cu cetățenii moldoveni poate participa la competiția Bineînțeles. Pentru președintele Moldovei? Da. Nu, pentru, președinte. Pentru președinte nu, în parlamentare doar. Da. Ar fi o lungă. Imagine. Dar poate să fie și un exercițiu de diversiune, noi trebuie să fim foarte atenți. În 95, când s-a întâmplat să fiu în niște programe de training, pentru că urma să lucrez la BBC, și era separat pentru spațiul ex-sovietic, pentru Moscova, pentru birourile din această zonă. Și aveam un bătrân, după aceea m-am împrietenit cu el, l-am aflat, era un evreu din Chișinău, care era trainerul nostru venit de la Londra. Și am rămas cu un lucru toată viața. Asta s-a întâmplat acum 95, câți ani, mulți ani în urmă, da? 23 de ani în urmă. Ce jur că e negru în zona asta rusească, post-sovietică, sigur nu e negru. Și ce pare că e alb, sigur nu e alb. Deci nu ajung aici două, trei surse de informare. Aici ce pare a fi ceva, sigur, nu e. Deci de multe ori ne ducem pe fentă, cum se spune, în legătură cu declarații politice, cu așa și domnul Traian Băsescu, ceea ce Maia Sandu n-a spus, dar eu nu mă pot ca analist, ca om care urmărește de prea mulți ani să întâmplă acolo, nu pot să nu observ, de data asta o fac și cu voce tare, a fost și dânsul manipulat, a fost utilizat nu de mult, nu cu multe luni în urmă, în niște jocuri politice acolo. Sigur, la un moment dat a înțeles și s-a retras, dar a fost utilizat și el în ciuda flerului politic al dânsului.
Întrebarea mea chiar la asta se referea, în ce măsură, cum comentați de fapt decizia dânsului, care au fost resorturile, ca să nu spun dedesubturile deciziei de a-și lua cetățenia moldovenească. A fost o decizie politică? Credeți că s-a gândit în viitor la o posibilă candidatură sau a fost o decizie de suflet, haideți să-i spunem așa? Eu cred că inițiativa a venit de la președintele Republicii Moldova, de la Nicolae Timofti. După aia, pe ce a mizat și care au fost planurile domnului Băsescu, nu știu, e altă întrebare. Dar eu cred că inițiativa a venit de la Timofti, nu a fost solicitare venită de la domnul Băsescu. Dacă, doar că anumite forțe politice, în momentul în care domnul Băsescu avea cetățenie, s-au gândit să folosească numele lui acolo și să încerce să își promoveze partidul. Domnul Marian Voicu, vă rog. Bună seara, bună seara, felicitări pentru inițiativă și domnului Caramitru. Aș reveni la o întrebare pusă de domnul Goșu, care mi se pare foarte importantă. E vorba de sprijinul pe care statul român, prin diverse structuri, la vedere sau nu, îl acordă domnului Plahoniuc. Domnul Plahoniuc a luat într-adevăr a confiscat frecvența TVR-ului în 2007, când manipula votul în CCA, în Consiliul Coordonator al Audiovizualului, și faptul că a reușit să retransmită mult timp atât televiziunea de stat de la Moscova, cât și televiziunea de stat de la București, spune multe despre puterea domnului Plahoniuc înainte să-și arondeze un partid, democrat sau nu, cu Marian Lupu sau nu. Cum comentați totuși faptul că statul român, prin structurile sale profunde, îl sprijină pe domnul Plahoniuc, că PSD-ul îl cultivă de atâta timp, că într-adevăr instituțiile de presă finanțate de statul român au contribuit prin campanii de fake news împotriva dumneavoastră? Public vi s-a acordat sprijinul. S-a spus România o sprijină pe Maia Sandu, candidatul european. Practic, de fapt, atât prin Plahoniuc cât și prin alte structuri de presă românești, a fost o campanie fățișă împotriva dumneavoastră. România, sunteți sigură că prin structurile sale profunde este de partea dumneavoastră? Bună întrebare. Eu am obținut un răspuns oficial atunci când am întrebat de ce anumite instituții media sunt finanțate din bani românește în situația în care tirajează propaganda lui Plahotniuc în raport cu, mă rog, opoziția și nu doar, pentru că nu e vorba doar de o opoziție, mai greu să vii să ceri, nu știu cum să zic eu, corectitudine, obiectivitate în prezentarea lucrurilor despre opoziție, dar atunci când e vorba și despre societatea civilă, care este critică la adresa guvernării, e vorba și despre instituții media, care cu greu se descurcă, dar care sunt echidistante pe cât pot fi echidistante. Și răspunsul oficial pe care l-am primit este că banii oferiți de autoritățile României merg pentru proiecte specifice pe care le realizează aceste instituții media și guvernul României nu își poate asuma responsabilitatea pentru alte lucruri pe care le produc, alte informații pe care le produc aceste portaluri de știri. Acum, nu e clar care știre anume e finanțată din banii românești și care știre e finanțată din alți bani. Nu vreau să insist prea mult pe acest lucru, pentru că eu nu cred că e bine ca politicienii să spună presei ce să scrie despre ei. E bine să nu se manipuleze și să se prezinte toate punctele de vedere, ori există instituții de presă care manipulează foarte grosolan și există instituții de presă care sunt selective. De exemplu, nu dau nicio știre proastă despre guvernare, nicio știre critică la adresa guvernării. Atunci când vorbesc despre opoziție, de rău nu ne cer punctul de vedere, deci nu vreau să intru prea mult în acest subiect. Acum, cât ține de atitudinea României, în general, față de opoziție, probabil e adevărat ce a spus domnul Goșu mai devreme, că România tot încerca să investească în tot felul de forțe politice la Chișinău și a ieșuat, a dat-o în bară, pentru că majoritatea sau toate partidele unioniste au ieșuat lamentabil. Și poate e și decepția asta. Doi, așa e în politică. Deci ai venit și trebuie cumva să-ți câștigi
să câștigi încrederea și pe exterior și pe, și pe interior. E adevărat că mie mi-a fost mult mai ușor să câștig încrederea oamenilor la Bruxelles și la Washington decât îmi este să câștig încrederea oamenilor de la București. Și asta e o surpriză pentru mine și nu e o surpriză foarte plăcută, pentru că și eu sunt cetățean român și pentru că țin la România și am mulți prieteni aici și sper că lucrurile se vor schimba cu timpul. Poate putem afla și părerea domnului Goșu. Eu tot aud faptul că e vorba de geopolitică în ceea ce privește Moldova. Mie mi se pare mai mult de faptul că este un teritoriu controlat de gangsteri, care sunt sprijiniți de alți gangsteri, acolo se spală bani, dispar miliarde, cum ați spus, unul din cele 9 miliarde ale PIB-ului. Nu știu unde este geopolitica. Eu când mă uit la televizor în România, văd domni foarte bine aranjați care vorbesc de geopolitică. Unde este geopolitică? Domnul Goșu a scris un text foarte curajos pe Contributors în care spunea niște lucruri esențiale ca să înțelegem de ce dumneavoastră, de exemplu, erați susținută fățiș public, dar de fapt ați fost atacată și ați pierdut pe mâna statului român, de fapt. Poate domnul Goșu revine la acest subiect. Vreau să-i crez problema domnului Caramitru, așa că... E foarte delicat subiectul. Nu fac decât să sper, îmi exprim speranța că după schimbările din această vară de la un anumit serviciu, când cineva, director operativ, a ieșit la pensie, s-ar putea să mai schimbe și ceva din activitatea acelui serviciu. Altfel, mult mai interesantă și detătoare de perspective, în ultimii ani am lucrat mult pe lume criminală în spațiul sovietic, au apărut niște cărți foarte interesante, păcate nu sunt traduse la noi. Dar, ca să înțelegeți, să simplific ce e acolo. Bun, unii dintre noastre sunteți de acolo, nu vă spun, nu-i pentru dumneavoastră. Deci, după 92 s-a prăbușit un stat, cel mai mare stat din lume, Uniunea Sovietică. S-au prăbușit structurile administrative. Oamenii aveau nevoie ca cineva să le pună ordine în viață. Poliția nu era, miliția sau cum se mai numea. Singurii care și-au asumat această sarcină au fost cei din lumea criminală. Teritorii întinse în Federația Rusă de astăzi, de câteva ori cât Franța, de pildă, ca întindere, multă vreme au fost administrate de lumea criminală. Da? În limba rusă există un termen hoți în lege. Ăia sunt hoții serioși, hoții care respectă reguli. Și sunt noua generație de hoți care nu respectă reguli. După prăbușirea Uniunii Sovietice, de fapt ceva mai devreme, după 84-85, au reapărut hoții în lege. În zona Caucazului s-au păstrat în familii, în zona muntoasă, regulile vechi, legile hoților, da? Și au revenit. În Moscova, multă vreme, eu am prins în anii 90, de pildă, judecata între hoți, între găști, între diverse mafii, o făceau georgienii. Era un bătrân georgian cu baston cunoscut într-un restaurant tot așa georgian în centrul Moscovei, aproape de piața Pușkin, la el veneau hoții și acolo se judecau. E bine, în Moldova aveți o țară mult mai mică decât zonele întinse din Federația Rusă care sunt controlate de aceste bande de mafioți. Moldova e mică în comparație, care e controlată de lumea criminală. Acum, lumea criminală de acolo s-a făcut utilă și la est și la vest. Ca să speli totuși banii, o parte din banii care au rezultat după Sochi, după Olimpiada din Sochi, n-au spălat toată suma, se pare că era mai mare, dar 18,5 miliarde de dolari se pot dovedi cu acte în câteva săptămâni, prin niște decizii judecătorești obținute în tribunale obscure din Republica Moldova, unde știm că cineva controlează instanțele judecătorești. Deci asta e o treabă extraordinară. Pentru spălat de bani se ia procent. Oriunde în lume, 3%. Ca să nu mai fie nevoie să se chinuie cu, acum au dat lege.
și speli oficial banii și procentul e 3%. Deci lucrurile s-au... Acum, să nu vă gândiți că doar în Est sunt niște oameni interesați să spele bani. Întotdeauna invitam pe prietenii mei, străini în general, că românii știu ei prea bine cum stau lucrurile astea, să facă o excursie la Breaza, la Cornu, pe Valea Prahovei, la Provița și le pun eu la dispoziție un ghid, foști colegi de-ai mei de liceu, care după 90 au avut întreprinderi de construcții și în 28 de ani au construit vile uriașe, unele de câte 1 milion de euro. Fost rezident în Senegal și să facă traseu și să le spună ăsta e general SPP, ăsta e general... Oamenii ăștia nu din salariu și-au construit vile de 1,5 milion sau de 500,000 de euro, ci din spălat bani. În momentul în care la București DNA-ul se luase în serios, devenise foarte riscant să mai speli bani aici. Unde puteai să-i speli? Păi nu se uită niciun tribunal, nicio investigație a procurorilor în Republica Moldova. De ce? Păi investim în unire, sunt frații noștri. În felul ăsta s-au putut spăla, de asta nu e întâmplător că... Navastră spuneați ceva și aș fi vrut să corectez, că au preluat știri. Nu, n-au preluat știri. Sunt oameni de la București, nu de la Chișinău, care au scris împotriva dumneavoastră editoriale în publicații online plătite integral de Ministerul Român de Externe. Deci nu au preluat știri din presa rusă sau din presa oligarhiului de la Chișinău. Au fost scrise aici cu nume și prenume autorii, da? Împotriva dumneavoastră. Deci, și mai bine să mă opresc aici pentru că, vă spuneam, ar fi păcat, e o lungă tradiție acestor conferințe ale Teatrului Național și să nu stricăm. Suntem cu timpul înaintați, mai avem 10 minute, pentru o întrebare, două. Vă rog, doamna, dacă vreți să vă prezentați. Stanca Perțache, arhitect. Și am făcut școală rusă. Mai tare, vă rog. Stanca Perțache, arhitect, am făcut școala rusă. Vreau să o întreb pe doamna, dacă vorbește cumva și românește, și rusește, și care din ele mai bine, fiindcă accent nu are, accent străin. Asta e tot. Vorbesc și mulțumesc. Vorbesc româna mai bine pentru că este limba mamei. Vorbesc și rusa, am cam uitat-o, acum încerc să-mi amintesc pentru că trebuie să comunic și cu cei care, din păcate, încă nu cunosc limba română în Republica Moldova. Alte întrebări, vă rog? Băi, ce ochi aveți? Bună ziua! Mă numesc Cristian Vaida Coteanu și nu sunt jurnalist și nici n-am vreo legătură prea solidă cu Republica Moldova decât întâmplător faptul că bunica mea se numea la naștere Caterina Pelivan. Și vreau să vă pun... Mai clar, vă rog, că nu mă înțelegeți. Țineți microfonul aproape de gură. Bună ziua! Mă numesc Cristian Vaida Coteanu și n-am altă legătură cu Republica Moldova decât faptul că bunica din partea tatălui se numea la naștere Caterina Pelivan. Și vreau să vă pun două întrebări, una tehnică la care, dacă puteți să ne dați niște detalii, respectiv, în ce măsură s-ar putea obține cetățenia română de către cetățenii români în Republica Moldova? Și a doua, nu știu dacă e obligatoriu să răspundeți la aer, respectiv, nici eu nu vreau să-i fac probleme domnului Caramitru, dacă credeți cumva că poate fi făcută o diferență între situația România, Republica Moldova și Germania Federală cu Germania RDG-ul. Pentru că, una, în primul rând, nu reușesc să identific cine ar putea fi în România și în Republica Moldova Helmut Kohl și respectiv Lothar de Maizière, așa cum astăzi nu reușesc să văd dacă partidul sau puterea care ar trebui să facă demersurile în direcția acestei reunificări, fiind condus de, și fiind, mă rog, oamenii pe care avem la putere, nu cred că sunt nici măcar cei care erau în partid cu domnul Caramitru acum câțiva ani, respectiv oameni la nivelul lui
Corneliu Copusu sau Ion Raciu. Asta e toată. Și vă mulțumesc. Există o procedură de obținere a cetățeniei Republicii Moldova. Prima condiție este cunoașterea limbii române, așa că aici nu există nicio problemă. Și e, dacă nu greșesc, un număr de ani care trebuie să-i locuiești în Republica Moldova. Bine, acum avem o lege nouă care se numește vinderea cetățeniei Republicii Moldova în condiții extrem de obscure și ne este frică că această lege a fost elaborată mai mult pentru oamenii de afaceri din Rusia, ținând cont de faptul că Republica Moldova are acord de regim liber de vize și există tot felul de interese, inclusiv cineva spunea că rușii ziceau că acum vor veni și vor încerca să evite sancțiunile impuse de Uniunea Europeană prin Republica Moldova. Așa cum odată Republica Moldova încerca să evite sancțiunile impuse de Rusia prin Belarus. Deci asta este formula mai rapidă de obținere a cetățeniei. Guvernarea inclusiv ascunde numele oamenilor care obțin această cetățenie, vii și faci o investiție, deci investește o anumită sumă de bani sau acorzi un împrumut guvernării și foarte ușor obții această cetățenie. Noi credem că este o inițiativă proastă, dar altfel e posibil pentru cetățenii României să obțină cetățenia, nu știu dacă sunt și doritori. Și la al doilea subiect, evident că sunt și asemănări între situația celor două germanii de atunci, dar există și diferențe. Eu cred că o diferență majoră este atitudinea țărilor, și aici mă refer la Statele Unite și la Rusia, pentru că a existat la nivel internațional o înțelegere, dar această înțelegere a fost construită, deci a existat un proces la care s-a ajuns. Și, din punctul meu de vedere, a existat și un plan al Republicii Federale Germane pentru unire. Ori eu încă nu am văzut niciun plan clar pentru unire făcut de către România. La a doua întrebare aș face un mic comentariu, dacă nu vă supărați cu cunoștința dumneavoastră. Situația, sunt câteva elemente care, sigur, am putea compara orice până la urmă. Totuși, situația Germaniei se deosebea fundamental. După al doilea război mondial, nu s-a încheiat tratat de pace cu Germania. Tratatul de pace cu Germania s-a încheiat abia după reunificarea țării, în 91. Deci, România a semnat tratatul de pace de la Paris, Helsinki, tratatele nenumărate cu rese. Situația este și din punct de vedere juridic diferită. Pe de altă parte, dacă e să discutăm situația pe teren, lucrurile sunt dramatic, de-a dreptul dramatic diferite. Acum, ar mai fi timp pentru o scurtă întrebare, înainte de comentariile finale, pentru care o să rugăm pe doamna Sandu. Mai avem, deci, 4 minute. Dacă mai există o întrebare? Dacă nu, aveți ultimul cuvânt. Eu sunt optimistă și vreau ca și dumneavoastră să credeți în continuare în noi, să ne ajutați, pentru că există modalități prin care puteți să ne ajutați, inclusiv basarabenii din România vă așteptăm în campania electorală să munciți alături de noi cot la cot ca să ajutați să salvăm democrația în Republica Moldova. Sperăm să avem o prezență masivă la vot aici în România. Noi o să insistăm să construim poduri cu autoritățile din România, indiferent de partidul de la guvernare sau partidele care dețin puterea. Noi contăm pe sprijinul presei de la București și nu doar în reflectarea evenimentelor de la Chișinău. Știu că aveți o agendă foarte interesantă aici, în țară, dar noi avem nevoie ca să se știe și despre lucrurile care se întâmplă la Chișinău, de dragul nostru, dar și de dragul vecinătății care ar putea să se schimbe sau, știu, s-ar putea complica lucrurile, inclusiv la hotar cu România.
Eu am fost onorată să mă aflu la Teatrul Național și vreau să-i mulțumesc frumos domnului Caramitru și lui Armand pentru această inițiativă și sper că dumneavoastră, cei care v-ați făcut timp, o să promovați în continuare ceea ce credeți dumneavoastră mai bine pentru Republica Moldova. Unirea, integrarea europeană. Vă mulțumesc mult! Vreau să vă mulțumesc, stimată doamnă. Acum ceva ani și în colecția de conferințe pe care v-am pregătit-o, se află și conferința Hertie-Müller. Am privit așa retrospectiv și mi-am dat seama că ea a ținut conferință exact cu 4 luni înainte să ia premiul Nobel. Și dumneavoastră sunteți cu 4 luni înainte de marea încercare din februarie, așa încât sper că această întâlnire să fie de bun augur. Mulțumesc și domnului Goșu de sprijin. Evident, a fost mult mai bine informat decât aș putut să fiu eu. Eu aș fi fost mai pătimaș și mai sufletist în materia asta. Pentru cei care sunt interesați, următoarea conferință va fi pe 4 noiembrie, tot aici, la ora 11, cu un subiect extrem de inedit, aș putea să spun. Un domn cu numele Radu Sergiu Ruba, e poet, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor și e orb. Face parte dintr-o societate extrem de eficace, nu numai în domeniul literaturii și artei, dar și al politicii și al modului în care contribuie la viața socială, a unei societăți mici, dar extrem de atente la ceea ce se întâmplă în lumea noastră. Știți foarte bine că atunci când un simț e distrus, celelalte se dezvoltă în compensație. Va vorbi cu următoarea temă, ochiul interior al lui Homer. Cum scriu, cum citesc și cum compun orbii. Vă mărturisesc că mulți ani în urmă, când mai eram profesor la școala de actorie și când studiam poezia, încercam să-i conving pe studenți că nu trebuie să gândească la reprezentarea fizică a imaginilor poetice. Să închidă ochii și să spună în așa fel încât, ca și cum ar fi orbi, ar încerca să reprezinte tot ceea ce metaforele conțin în spațiul acesta inedit al nopții. Literatura orbilor, pe cine a urmărit-o sau e interesat, este remarcabilă. Și nu sunt același tip de oameni fără vedere. Sunt unii care s-au născut fără vedere, deci care n-au văzut niciodată lumea înconjurătoare și scriu într-un anumit fel și sunt cei care și-au pierdut vederea după ce au văzut lumea. Sunt două categorii extrem de importante în această lume. Vă recomand și îl cunosc pe acest domn, este remarcabil. Doamnă, încă o dată vă mulțumim. Mâine știu că sunteți la Chișinău. Să transmiteți salutul meu frățesc acolo. Mulțumesc! Mulțumesc tare! Mulțumesc tare. Thank you.